Grigore Stanciu are 67 de ani și a început o afacere de succes cu legume în urmă cu 3 ani. Acum a ajuns la o producție destul de bună, însă are anumite nemulțumiri în legătură cu atragerea fondurilor europene. Ce probleme vă confruntați? Ați încercat să atrageți fonduri europene? Da, am încercat să accesez, am fost la APIA, cunoscut pe domnul director Negrea și m-a dat pe mâna unui proiectant care să facă proiectul. La început mi s-a dat niște documente și a spus că mă încadrez. După aceea, când a început ca să mi se facă socotele, trebuie să ai atâtea teren cultivat cu roșii, cu legume, ardei, roșii, castraveți. Și am explicat, am scos și de la primărie documente respective, mi-am luat și niște păsări. Cum vă spuneam, o vacă are mai mare punctajul decât un solar din ăsta de 2 ani jumate pentru a accesa aceste fonduri. Și Ion Nicolae, un alt localnic din Drăguțești, ar vrea să-și dezvolte o afacere cu fonduri, dar nu reușește din cauza birocrației. În urmă cu cât timp ați început această afacere? În urmă cu 10 ani. Cu ce ați început prima dată? Cu un solar de flori, pe aia ne-am extins. Încet, încet, câte solarii aveți acum? 7. Este profitabilă afacerea, se merită munca? Da, dacă se muncește, da. Cu ce probleme vă confruntați, dacă aveți ceva probleme? Cu problemele desfaceri, în primul rând, și intemperiile, cu vântul, cu frigul, cu iarna cu frigul, vara cu căldura. Fonduri europene ați încercat să atrageți? Am încercat, dar nu am dat. Pe cont propriu. De ce nu a mers pe fonduri europene? E mai greu cu punctajul sau care ar fi problema? Nu am reușit noi. Am avut că nu e una, că nu e alta. Familia Nicolae a pornit de la un solar și acum a ajuns la 7. Dacă ar fi accesat fondurile europene, poate s-ar fi dezvoltat și mai mult.